În Crișana, Banat, Oltenia și zonele de munte, în cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea de nord a Moldovei, vor fi averse cu caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului ce vor lua aspect de vijelie și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 50-60 de litri pe metru pătrat. De asemenea, a fost emisă și o atenționare hidrologică, cod galben, pentru cursul superior al râului Argeș și afluenți, râul Ialomița și afluenți, însă aceasta a fost valabilă doar până la orele 15. În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice, se va reveni cu actualizarea prognozei hidrologice. Au fost informate comitetele locale pentru situații de urgență, care au obligația să monitorizeze cu atenție evoluția fenomenelor meteorologice pentru a se putea interveni în timp util în cazul apariției unor evenimente deosebite.